Când Anchal avea 8 ani, a plecat din micul ei sat și a sosit la școala adventistă Varanasi. Nu avea prieteni, nu îi respecta pe profesori și nu știa nimic despre Isus. Anchal s-a mutat în internat și a început rapid să-și facă prieteni. Internatul este un loc social în care elevii se joacă, se relaxează și își fac temele. Mulți elevi își petrec timpul citind Biblia. Aceasta era o lume total diferită pentru Anchal față de viața ei de la sat, dar a constatat că îi plăceau studiile biblice și încerca să obțină note bune. În final, Anchal și-a predat inima lui Isus și este recunoscătoare pentru experiența ei de la școală. Dumnezeu m-a binecuvântat foarte mult. Am învățat multe povestiri și activități în această biserică și îmi plac foarte mult. Relatarea mea favorită este despre Iov. La fel ca Anchal, mulți elevi vin la această școală fără să știe nimic despre Isus, dar viețile lor se transformă. Ei sunt supuși unei experiențe holistice de învățare. În afară de materiile de bază, elevii învață despre sănătate, au activități recreative și se bucură de mese delicioase. În fiecare sabat, elevii participă la Casa de Rugăciune Adventistă din campus. Ei sunt adesea implicați în programul de sabat. Lui Anchal și prietenilor ei le place să cânte pentru congregație. Avem acești copii din zone rurale care învață despre Isus. Ei știu că aceasta este o binecuvântare care vine în numele lui Isus pentru ei și familiile lor. Astfel, solia de iubire a lui Isus ajunge în zonele rurale pornind din această mică școală. Dumnezeu a binecuvântat această școală cu elevi din ce în ce mai numeroși în fiecare an. Dar, din nefericire, dormitoarele sunt supraaglomerate. Fetele sunt înghesuite într-un spațiu mic, cu paturi suprapuse și aproape lipite unele de altele. În acest trimestru, o parte din darurile sabatului al 13-lea vor ajuta la extinderea dormitoarelor pentru fete, permițând mai multor fete să vină la această școală. În prezent avem doar o singură cameră și suntem 25 de fete, dar vom avea 60. Vom dubla sau vom tripla numărul lor. În acest mod vom avea mai multe eleve care studiază la școala noastră. Rugați-vă pentru școala adventistă de ziua a 7-a Varanasi. Rugați-vă ca profesorii și elevii să poată continua să fie o lumină unii pentru alții, așa cum au fost pentru Anchal. Gândiți-vă la ce puteți face pentru a ajuta fetele din această școală. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat proiectelor ca acesta. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat prin darurile misionare.